Doi funcționari din Mehedinți, un șef al serviciului juridic din prefectură și un director al direcției de cadastru din primăria Drobeta Turnu Severin au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Constantin Vintilă, șeful serviciului juridic din cadrul instituției prefectului Mehedinți și Cătălin Iancu Preduț, directorul executiv al direcției cadastru fond funciar din primăria Drobeta Turnu Severin, au fost reținuți vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de luare de mită. Procurorii susțin că șeful serviciului juridic al prefecturii ar fi cerut și primit o sumă de bani de la o persoană martor în dosar pentru a face demersurile administrative, astfel încât persoana respectivă să poată intra în posesia unui teren de 5.000 de metri pătrați în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin. Inculpatul ar fi formulat în numele persoanei îndreptățite o cerere pentru punerea în posesie cu terenul de 5.000 de metri pătrați, iar apoi în 2019 ar fi pretins de la aceeași persoană și cedarea cu titlul gratuit a unei suprafețe de 1.000 de metri pătrați. La începutul lunii iulie 2020, aceștia ar fi convenit ca în locul terenului directorul să primească 30.000 de euro, sumă care i-a fost dată în 9 iulie. Cei doi inculpați vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare pentru 30 de zile.